Vremea caniculară, neglijența și nesocotirea unor reguli de lucru în condiții de foc deschis reprezintă cauze ale arderilor necontrolate de miriști. Pentru stingerea focului izbucnit la vegetația uscată și pe o tarla cu grâu, subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au acționat de ieri de la ora 13 și până azi în 7 astfel de cazuri în localitățile Cosoba, Băneasa, Oinacu, Găiseanca, Buda și Giurgiu. Este de reamintit așadar că arderea miriștii, vegetației uscate și resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul deschis, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Se au în vedere așadar condițiile în care este permisă arderea miriștilor sau resturilor vegetale. Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetățenii sunt obligați să mențină focul în perimetrul aprobat și asigurat, să supravegheze permanent zona în care se efectuează arderea resturilor vegetale, să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenție și să anunțe imediat serviciul voluntar pentru situații de urgență al localității, primăria și pompieri militari în situația în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută în condiții meteo corespunzătoare, adică fără vânt și cu respectarea unor alte prevederi generale. Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități încât arderea să poată fi controlată. Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcții, etc. și să nu afecteze rețelele electrice de comunicații, conductele de transport, gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile. Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecarei grămezi pe o distanță de 5 metri. Desfășurarea arderii numai pe timp de zi. Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii. Supravegherea permanentă a arderii. Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. De menționat sunt și următoarele. Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderilor vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.